Elevii de la școala din Traian vor începe anul școlar cu un teren de sport nou. Investiția s-a derulat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița și a avut o valoare totală de peste 330.000 de lei. Proiectul, finanțat de Consiliul Județean Ialomița cu 200.000 de lei din suma totală, a fost inaugurat mai devreme cu mai bine de un an față de data stabilită. Baza sportivă modernă va fi folosită de cei peste 400 de elevi din localitate la orele de educație fizică, dar și în timpul liber. Aole, asta e foarte câte vie? Așa, de când soi. Da. Gata, asta este a ta. Nu vrei că nu fii mai. Așa era bună. Bravo! Cum ți se pare terenul de sport pe care l-ai? Frumos! Îți place să joci fotbal sau ce sport? Fotbalul. Și până acum cum era aici terenul vostru? Unde făceați orele de sport? Pe curte. Nu era bine? La praf. Este foarte bun. Cum vă desfășurați orele de educație până acum? Înainte de a fi terenul pe în curtea școlii și era ok. Unde mergeați? Tot aici? Da. Și cum arăta? Nu prea bine, dar ne desfășuram orele de sport chiar cum trebuia. Îți place să faci sport? Da, chiar foarte mult. Proiectul a fost depus la ADI Ialomița anul trecut și este cel de-al șaselea obiectiv finalizat prin programul județean de dezvoltare locală. Lipsea această bază sportivă, modernă, pentru că ea va da posibilitatea copiilor să practice câteva sporturi și mă refer aici la mini-fotbal, handbal, basket, tenis de câmp, este o bază sportivă care va răspunde cerințelor actuale ale copiilor noștri. Este de preferat ca instituția Consiliul Județean Ialomița să susțină atât cât poate, în funcție de bugetul pe care îl are la dispoziție, să susțină proiectele comunităților. Pot să vă informez că la această dată, în cadrul programului județean de dezvoltare, finanțat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, în anul 2018 au fost depuse 31 de proiecte, au fost evaluate, 21 de proiecte s-au finanțat, 8 proiecte au fost respinse și mai avem un proiect la Căzănești care este în așteptare. Ca și valoare totală a fost de 10.829.149 lei, contribuția Asociației de Dezvoltare fiind de 6.729.699 lei. În anul 2018. Se demonstrează că acest parteneriat este unul corect, pentru că autoritățile publice locale au încredere în, și-au recăpătat încrederea în formele acestea asociative, chiar dacă inițial a fost privită cu reținerea această asociație de dezvoltare, pentru că a mai existat una în care nu se întâmplase mare lucru. Acum, la acest moment, pot să vă spun că am lansat ghidul, cred că acum 2 luni, și la acest moment deja suma care a fost alocată pentru anul 2019 a fost epuizată. Am convingerea că la anul situația va fi și mai interesantă, pentru că e posibil să lansăm ghidul azi și într-o săptămână deja sumele să fie epuizate, pentru că deja colegii primari lucrează la proiectele care intră în atenția lor pentru a fi finanțate. Avem un proiect pe educație. Faptul că autoritățile locale au început să gândească proiecte pe educație care, din punctul meu de vedere, în piramida nevoilor al lui Maslow, deja educația este mult mai sus decât nevoile de bază. La fel și mediu. Până să ajungem să accesăm proiecte pe mediu, oamenii au nevoie de această nevoie de bază, da? În care vin cu proiecte finanțate pe nevoile de bază, infrastructură, sănătate. Primăria Traian a reușit să acceseze proiecte în valoare de peste 10 milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene nerambursabile sau de la bugetul de stat. Astăzi aici aveți exemplu de chibzuință și de ceea ce înseamnă aprecierea banului public. Eu nu pot decât să-i felicit amândoi pentru ceea ce fac astăzi și să vă aduc aminte dumneavoastră ceea ce face guvernul PSD prin
ca să zic așa, fratele mai mare a acestui fond, și anume Programul Național de Dezvoltare Locală. Știți foarte bine că în fiecare localitate din județul Ialomița avem investiții între 30 și 200 de miliarde, dacă nu mă înșel, 400 de miliarde, investiții care o să schimbe 100% viața din mediul rural. Cred că satul românesc ar trebui să redevină atractiv, iar acest lucru se poate întâmpla dacă avem edili buni. Iar Năstase Fănel este unul dintre cei mai buni primari ai județului Ialomița, pentru că este un om cu dragoste de oameni și un om cu dragoste pentru locurile natale. Sunt puțini oameni care reușesc să facă performanță la nivelul comunităților, așa cum a făcut Năstase Fănel, și spun acest lucru pentru că pentru ca un sat să redevină atractiv, este nevoie de o atenție deosebită pentru infrastructura edilitară, pentru infrastructura de apă și canal, infrastructura rutieră, infrastructura de sănătate, infrastructura educațională și, bineînțeles, ceea ce ține și de activitățile sportive și de petrecerea timpului liber ale oamenilor din această localitate. Pentru anul 2019, unitățile administrativ-teritoriale din județ au depus la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 25 de proiecte care vizează modernizarea iluminatului public, realizare de trotuare, parcuri și locuri de joacă pentru copii sau a rețelei de canalizare.